Ada le-a dat motive de îngrijorare internauților când le-a povestit că a ajuns la spital. Ada și a emoționat fanii pe rețele de socializare. Așa cum s-a obișnuit, artista postează zilnic diferite poze și filmulețe alături de familie. Ba mai mult, de data aceasta, Ada a făcut publică o postare unde apare cu burtica de gravidă. Acest lucru i-a încântat pe internauți. Soția lui, Cătălin Rizea, a povestit că imaginea este de când a fost însărcinată cu băiețelul ei. Acum 4 ani, așteptând ziua cea mare, a scris frumoasa artistă la descrierea pozei publicată pe conturile ei de socializare. De asemenea, cântăreața a mai postat 2 imagini, una când soțul ei ansambla patul copilului, iar alta când cei doi se aflau în mașină când mergeau spre spital, unde Ada urma să nască. "22 octombrie 2016. Mergeam la spital să nasc. Nu eram panicați deloc," a scris artista pe pagina ei de Instagram. Artista se confruntă cu o alergie.